Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din SAMP. Suntem pe RPG Alpha CS și în seara asta vă arătăm acest server. Sunt Slack Alex și împreună cu Cosmin vă arăt locațiile importante și tot ce trebuie să știți despre acest server. Să începem. După cum vedeți, aici suntem la spawn civil. Și am să vă arăt locațiile importante și tot ce trebuie să știți, mă scuzați, am emoții. Hai, Cosmin. Să începem cu început. Pentru început, la fiecare PID o să vedea un punct gift box, veniți aici, îl luați. După cum vedeți, aici scrie Driven School, aici dați examenul pentru carnetul de condus. Aici este CNN-ul. Stați comanda AD și anunț. De exemplu, eu am să pun salut YouTube. În 3 secunde se va posta anunțul meu. Haideți să vă arăt dealership-ul. După cum vedeți, s-a postat și anunțul. Cu tot ce înseamnă cine l-a postat, numărul de telefon. Aici este dealership-ul. Tastați comanda Buy Vehicle. O să vă pună să vă setați un pin pentru început. Am eu setat. Și aici găsiți 3 categorii de mașini. Cele importante: mașini cu buget redus, de la un caca jumate la 5 caca jumătate, și motociclete și biciclete, ultima categorie. Am să merg să vă arăt banca, dar pe sigur știu toată lumea, dar pentru ca să fiți siguri, vă arăt eu. Este deschis de, să zic, cam o lună de zile. Bizurile încă nu sunt cumpărate, toate. După cum vedeți, banca este luată. Aici găsiți absolut toate comenzile pentru bancă care aveți nevoie. Ieșim afară. Cei noi pot tasta comanda help și vor afla aici absolut toate comenzile care au nevoie. Dacă vă cumpărați o mașină personală și nu știți comenzile, tastați Car Help și din nou vă apar comenzile. Vă arăt și facțiunile. Sunt 10 facțiuni, dintre care Police Department, Taxi Cab, School Instructor, Hitman Agency, News Report, Tow Truck și 4 clanuri. Aveți comanda Shop pentru a vă cumpăra cu gold diferite chestii. Jobs. Joburile, după cum vedeți, sunt 11 joburi și la fiecare are acel dolar. Ala semnifică cât de bine sau cât de prost sunt plătite. Dar de în mare parte sunt plătite ok. Ce mai este nou? Aici car plate și car color. Nu se face doar din comandă oriunde, este un loc special. Acum vă arăt locația. Aici, veniți cu mașina personală, tastați car color sau car plat, ce doriți. Asta sta și eu, dar nu am mașina personală, e mașina luată pe stradă. Casele le găsiți de la 10 caca în sus, până la 55 de caca. Apartamentele, de obicei 10 caca.
Bonusul se va da din ore în ore dacă obțineți premium cont, cum se zice. Puteți asta comanda PC și text, din nou scriu salut YouTube și puteți vorbi cu absolut cine doriți de pe acest server. Este un server ok, un staff cât de cât capabil, se mai lucrează la el, precizez. Da, căutăm. După cum toată lumea așteaptă să audă. Căutăm helper, admin, leader, absolut tot ce doriți. Ce mai este nou? Dacă nu știți locațiile, dați locations. Aici găsiți HQ-uri la facțiuni, clanuri, bizurile, locații importante. Noi acum stăm la grădina zoologică. Este o chestie nouă implementată de scripterul nostru Yeti. Este doar pentru amuzament, nu este făcut ca un biz. Aveți aici fel de fel de animale, pești, papagali, vaci, căprare, absolut tot ce înseamnă. Acum o să punem un checkpoint pentru teleport, pentru a vă arăta și cazinoul. Posibil pe aici. Da. Am văzut bine. Cazinoul se află în LV. Aici. La Four Dragons, hotel cazino. Este închis momentan. Îl deschidem noi. Să vedem dacă putem. Gata, e deschis. Am intrat nou. Și aici găsiți absolut toate sistemele de păcănele, ruletă, merg. Ce pot să zic? Vă aștept pe server, sunt Slack Alex și vă pupa. O să găsiți toate detaliile de la forum, server, tot în descriere. Vă salut!